Bine ai venit în bucătăria lui Adi Jo! Astăzi pregătim o prăjitură fără mixer, cu caise și migdale și folosim 1 kg de caise, 350 g de făină, 5 ouă, 200 g de iaurt, 280 g de zahăr, 120 ml ulei, 50 g fulgi de migdale, coaja rasă de la o lămâie, o linguriță praf de copt, o linguriță bicarbonat de sodiu, un praf de sare și o linguriță pastă de vanilie. Începem prin a pune iaurtul într-un bol mai încăpător, după care adăugăm bicarbonatul de sodiu și praful de copt, amestecăm puțin, după care adăugăm zahărul, ouăle, uleiul, coaja rasă de lămâie, sarea, pasta de vanilie și la final făină. Urmează să amestecăm totul cu ajutorul unui tel. Amestecăm foarte bine și ne asigurăm că nu avem cocoloașe. Avem compoziția pregătită și tăiem o parte din caise pe jumătate. Îndepărtăm sâmburii și tăiem fiecare jumătate în 3-4 felii. Avem nevoie de o tavă de 30 x 20 cm, tavă tapetată cu hârtie de copt. Punem aproximativ jumătate din compoziție în tavă. O distribuim pe toată suprafața. După care așezăm feliuțe de caise. Iar acum turnăm peste compoziția rămasă. Acoperim feliuțele de caise, după care așezăm jumătăți de caise. Eu voi avea 4 rânduri, acâte 3 caise. Presărăm fulgi de migdale între rândurile formate. După care băgăm tava în cuptorul preîncins la 180 de grade pentru aproximativ 50 de minute. Iată că am scos tava de la cuptor și voi lăsa prăjitura să se răcească, după care se poate tăia și servi. Este o prăjitură pufoasă și aromată, o prăjitură pe care o puteți pregăti cu orice fructe vă plac. Se poate servi la cafea sau ceai, în formă simplă, cu frișcă sau cu smântână dulce. Sper că v-a plăcut această rețetă și că o veți încerca. Nu uitați să vă abonați pentru a fi la curent cu următoarele rețete și să dați like și share acestui video dacă v-a plăcut. Eu sunt Adi Jo și vă mulțumesc pentru atenție și vă urez toate cele bune până la următoarea rețetă. Pa, pa!